Video, oh my god! Nu fă dreapta, nu fă dreapta! Mamă, stânga, pardon. Mamă, îi dau plan, îi dau plan. Așa vine Hitman la întâlnire. Hai să vedem cine m-a chemat aici. Bună ziua, bună domnule. Ziua. Mă scuzați de întârziere, dar... traficul ăsta e mare. Nimic. Am un contract pentru dumneavoastră. Este vorba despre doi soați, așa. Dar vorbim mai multe detalii cu șeful meu. O să vă duc acum la el. Vă rog să mă urmați. Sigur, domnule. Am închis și o mașină. Bă, se bate cineva pe aici, vă auziți? Ce cade pe aici, frate? Cade ceva pe aici? Mă, ce frig e afară. Popeliu, salut, ticule! Duce la șeful lui Cica. Vine iarna, ne omoară. Vine Hitman, bă, nu iarna. Salut, Vlad. Bine ai venit pe live. Asta mă ia cu barca, mă, băieți. Dar unde o fi... ah, cred că e pe iahta. Aveți acolo grijă să nu vă împiedicați. Mă duce la șeful lui, ești nebun? E pe iah, mă, mă duce, ești nebun? Am multe valuri. Acesta e șeful meu, cu el discutați despre mai multe detalii. Hai, salut. Bună ziua, domnule. Probabil ai auzit de la... probabil ai auzit de la... angajatul meu. Ce vreau? Vreau să pun și eu un contract pe două capete. Aparțin de la departamentul de poliție, sunt SWAT din câte știu. Primele trei cifre prima cifră din CNP al unuia este 8. Iar am înțeles, domnule. Și celălalt? Celălalt 20 parcă. Nu? 20 parcă, da. Am uitat. 20. Okay. Bun. Uitați doar și dumneavoastră ce mi-a făcut aici. E frumos, au venit aici cu mandat. Eu n-am fost în oraș. Mi-au stricat aici tot, mi-au dat scaunele jegoși. Mi-au răsturnat, mi-au făcut ravage aici. M-au controle de arme și de droguri. Nu e frumos. Și sutienul ăsta cu e de aici, sutienul ăsta? Eu știu ce au făcut ăștia pe aici. Eu avem mai multe, dar probabil au intrat și prin casă aici. Prin casă, doamne. Am înțeles. Prin că... prin iah pe aici. Domnule, mă ocup cu mare drag de acest contract, domnule, dar să știți că este puțin costisitor, să spun așa. Da, 500 de mii de fiecare e bun? O, sunteți foarte generos, domnule. Păi, permit. Acta iahtul are, cred și eu că își permite. Deci... cum facem? Ne apucăm acum sau... sigur, domnule, chiar în acest moment, dacă faceți și plata, mă duce colegul dumneavoastră înapoi de acolo cu mașina și vă dau un telefon când totul aveți este gata. Aveți nevoie și de angajatul meu să vă ajute? Nu, prefer să lucrez singur, că sunt mai invizibil, sunt ca o umbră. Și n-am nevoie am de înțeles. Una. Hai, succes atunci. Băi, Mirel, trebuie să-ți dau bloc, frate, îmi pare rău.
Domnule, vă mulțumesc frumos, sunteți foarte generos. Bine. Chiar în acest moment ne îndreptăm spre dâns. Și vă dau un telefon când totul este gata. O zi bună. Da. Dar așa să aduc barca. Da, domnule, este liniștit. Săriți. A, un pic de baie, nu stric. Sunt gata, domnule. Cristian Sebi, mersi frumos, ticule, ești drăguț. Mi-a trimis șeful meu un mesaj să-i prindeți vii. Și să-i aduceți înapoi pe barcă. Am înțeles. Am înțeles, domnule. Să știți că acest lucru s-ar putea să dureze un pic. Okay, pentru că e destul de greu să-i prind pe amândoi, da? Încerc. Când îi aduceți, să-mi dați un telefon. Numărul meu de telefon e 6. Am înțeles, domnule. Vă dau un telefon și... Și vă iau eu de aici. Ok, domnule, o zi bună. O zi bună. Pericol, ce mai face Freșcoi? Nu știu, ticule, se juca PUBG astăzi, că am fost un pic pe live-ul lui. Înțeles, am avut și o mașină. Melodie 2 pune. Aia-s fânele de la mașina mea. Pe asta am învățat-o și eu. Mamă, ce rapidă e, frate. Cum aș putea eu să-i prind pe amândoi, mă, băieți, ha? Te-ai dat pe PC, băi, l-am luat în mai multe bucăți și na, n-aș putea să zic cât aș da, dar dacă ai piesele în descriere. Bune pe frâne mașina. Andrei, salut, ticule. Opa, e la Peco, băiatul, e la Peco. Bă, dar nu-i bună mașina asta, îmi trebuie o mașină dublă, frate, și nu știu care e, frate. Îmi trebuie o mașină dublă. Cine știe o mașină dublă, frate, o mașină dublă. Ziceți-mi și mie o mașină dublă. Spawnează. Da, dar se numește așa, nu se numește așa, spawnează. Ziceți-mi și mie o mașină, băieți, care are 4 locuri. În 5 uși, în 4 uși, cum vreți voi să-i ziceți. Andrei, ce-ți fac, ticule? Uite, X6. Păi, bă, spuneți-mi numele să o spawnez din joc, nu X6.
Am înțeles. Așa mă băie, mersi frumos, cine a zis Sultan acolo, mersi frumos. Nu mă interesează ce mașină e, mă interesează să aibă 4 locuri. Bă, ăștia sunt, bă, ăștia sunt polițiști, bă, băieți, ăștia sunt la cafea aici, frate, amândoi. Mamă, mamă, ce i-am prins, ești nebun la cap. Era golul ăla, al treilea, mi-a plăcut mult, al în rete, știi? Când era de aproape tot și a dat peste portar. Da, își merita oarecum victoria asta, dar cred că și... Eu și vorbesc de schisteaua, nebunii. Bă, mașina pregătită, că îi bagă mașină pe amândoi. Stai să nu fie. Trebuie să intrăm, mă. Da, acum trebuie să plecăm în patrulă, să astea. E pauză de masă. Mâinile sus, mâinile sus amândoi. În acest moment. Stați, domnule, stați, domnule, ne pușcați. Domnule, mâinile sus că vă împuș pe loc. Liniștiți-vă, liniștiți-vă. Mâinile sus. Colegul, ridică mâinile că ne omoară, bă! Tare să ne omoare. Țineți mâinile sus că vă împuș, că vedeți cum țin arma pe voi. Ce-i aia fusă? Domnul, stai să vă leg la spate, domnule. Stai aici. Întoarce cu spatele, stele. Domnule, ce s-a întâmplat? Aoleu. Ce s-a întâmplat, domnule? Domnule, lăsați. Domnule, veniți aici la mașină. Nu vă fac nimic, domnule. Veniți aici la mașina asta. La Sultan. Sigur, domne? Sigur, ne faceți nimic? Hai amândoi în mașină. Ce ai, domne, de gând cu noi? Să ne omori, ce ai cu noi? Domnilor, dacă cooperați... Deci dacă cooperați... Deci dacă că cooperați, mă înțelegeți? Nu vi se întâmplă nimic. Da, domnilor. Da, domnilor. Sigur? Bă, dar unde mă duce ăla, frate? Sigur, domnul. Să urbesc dacă vă mint. Jurați-vă pe roșu că vă că aveți cravată roșie. Jur pe roșu. Gata, domne, vă cred. Deci eu nu vă fac nimic, domnule. Eu nu vă fac nimic, jur pe roșu. Dar numai să cooperați și să fiți oameni ca lumea. Și cătușele pentru ce sunt? Pentru siguranța dumneavoastră. Domne. Da, și noi ne beam și noi cafeluța. Ce lucrați dumneavoastră? Ce lucrați? Suntem în SUA, domne. Departamentul de... Aolo, sunteți polițiști? Da, domnule. Nu vedeți, domnule, jandarmi, uniformă, mai mult. A, sunteți jandarmi. A, am înțeles. Și de ce i-ați bătut, domne, păi atunci la București? De ce i-ați bătut? Noi n-am fost, domne, n-am fost. Noi eram în vacanță, eram la mare cu colegul. Dar ați văzut, domne, ce părere proastă are acum populația de jandarmerie? Am văzut, domne, adevărul că au fost canduri colegii. Am văzut, dar de asta ne-ați luat la dumneavoastră? Poftim? De asta ne-ați luat? Nu, domnule, v-a chemat cineva să vorbească cu dumneavoastră. Să știți că dacă de asta ne-ați luat, noi am fost în vacanță la Mamaia. La Mamaia la mare, domne. La țară. Domnule, aș vrea să recunosc că am fost acolo spre sfârșit, doar că am stat cu minte pe un scaunel. A, dumneavoastră sunt... A? Dumneavoastră se țăla din fotografie de stătea în intersecție pe scaun. Da, domnule. Am văzut poze ceva, domne, jur. A, tu ai prins colegul spre sfârșit? Da, și eu am prins, da, să da. Știi, și eu am prins. Am prins un pulan de la în cap. M-au bătut de m-au nenorocit. Dar și eu nu m-am lăsat, i-am bătut de s-au pișat pe mine. Domnule, ce glume sunt. Aolo, domnule, și domnul are armă? Domnilor, am reușit să-i găsesc. Grași. Deschide și nouă portiera, vă rog. Sigur, acum. Acum să se încarce ăsta. Domnilor, dar de ce sunteți înarmați? Avem familii, copii, neveste.
Haideți, veniți jos. Am barca pregătită acolo. Ce mănânci tu acolo? Pericol. Dar ce vreți, domnule, să le dați la rechin? Ce aveți de gând cu noi? A zice mersi, dacă v-am dat la rechin. Mănânc Kit Kat. Parcă nu ne făceați rău. Așa ne-a promis domnul. El nu ne... poate nu vă făcea rău, dar noi... partea a doua. Eu așa am zis, să urbesc dacă le fac ceva. Jura pe roșu, domne. Și aveți cravată roșie la gând. Da, domne, am zis să urbesc dacă vă fac ceva, eu dacă vă fac ceva. A, da, dă și să ne facă. Aia era partea a doua. Dar ce-am făcut, domnule, ordine ați luat? E cam subtil la Kit Kat, bă. O să vedeți. Of, ce frică mie. Kit Kat îmi place mie mult, nu știu, mă râng mereu Kit Kat. Fata și băiat, fata e la școală în clasa a doua. Și copilul băiatul are decât 6 luni. Dar e al dumneavoastră? Să nu cadă. Dați-vă ușor așa, așa. Că ați făcut armata. În armată te învață cum să cobori treptele fără... A, ul ăsta n-a făcut armata seara, că uitați-vă la el. Da, domnule, dar n-am nimic. Haide, vedeți să nu cadeți. Gata, domnilor. Bine că-i spațioasă barca. Eu am fost singurul care am căzut în apă. Mâine îmi cumpăr toate dulciurile. Și că am scuipat o sucul pe ecran când ai picat în apă. Pe ce ai zis de ei cu armata, am înțeles. Haideți, domnilor. Domnule, puteți să ne dați sticurile de la scaun. Am înțeles. Aoleu, ce v-am prins. Domnule, și pe mine mă lăsați aici. Stați, domne, că ați căzut un pic la apă. Am luat puțină apă. Bă, iar e pușcat ăsta, frate. Îl prindeți, domne? Stați un pic, domne. Domne, îndepărtați-vă un pic de lângă mine, domne. Eu pe ăsta. Nu mai vrea să vină, domne. Așa. Ce? Alunecos ăsta. Haide sus, domnilor, aici. Bună ziua, domnule. Am venit cu băieții. Da, sunt aici. Haideți, băieți, intrați aici, în cadă aici. Ce-a făcut, domne? Berea, salut, Berică, ce zici, ticule? A, odată mișcă, grasule. Treci, mă, în genunche, gosule. Gata, domne, gata, imediat. Acesta din e cam... Din câte știu, mai trebuie să vină unul, nu? Da, da, gras, domne, nu da, prea pot să colegul trac, meu. Mi-e și silă să mă uit la voi. Dar ce aveți, domne, cu noi? Ai odată mișcă balenul. Cum adică ce am? Am văzut ce-ți place ție. Am auzit că voi vă cam faceți de cap prin orașul ăsta. Am primit mesaje, eu eram în Maldive și primez mesaj de la Enzo, mă faceți de râs șefului meu. Că ia uite că mă controlează ăștia pe mine, pe, prin ea. De droguri și de alte. De când până unde ne permitem noi, mă? Așa e colegul. Aolo, nu, avem copii. Ia ziceți, mă, puțoilor, de când vă permiteți voi să îmi controlați mie prin ea? Domne, nu, am fost și noi, am avut ordin de sus de la șef. Ordin de sus?
Pișeama să mă piși pe ordinul vostru. Salut, noi salut. De când ne facem treaba? Beau de angolii cu treaba tine. Vă faceți, eu? Să vedem de acum încolo ce treabă vă mai faceți voi. De ce, domne? Să ne omorâți? O omorâte puțin. Vă rog frumos, am doi copii. Un băiat și o fată. Ai copii? Fata în clasa a doua, băiatul are 6 luni. Să nu. Bă, dar tu te gândești foc, că poate am și o familie. Da, domnule, dar eu n-am nicio vină, v-am spus, este ordine. Zi, mă, jegosul. Aveți ceva cu șeful meu, nu cu mine. Eu doar mi-am făcut cu treaba. Șeful tău, mă. Las că o să-l aranjezi și pe șeful tău. Am un băiețel în clasa 6, da? Aranjați-l, domnule, că oricum este un comunist. Cred că băiețelul ăla va afla cum e să n-ai un tată. Aoleu, nu. Îți treaba. Poate rezolva altcum. Nu. Odată ce veniți pe actul meu, cotrobăiți, deranjați tot. Mai ai și tendința să întrebi dacă se poate face altfel. Hai, dă-i drumul la foc să... Nu vă rugăm. Aoleu! Masacru toti. Bun. Mersi pentru ajutoarele acordate. Domnule, cu mare plăcere și vă mulțumesc pentru că ați fost generos cu mine. Dacă poate colegul să mă ducă și pe mine înapoi pe ponton acolo, ar fi o plăcere. Da. Poate în viitor apropiat voi mai apela la dumneavoastră. Cu mare plăcere, vă ajut. Să aveți o zi bună. La fel, la fel. Ia spar pe polițiști toți. Câți am? Mi-a dat un milion, mi-a dat. Pentru contractul ăsta. Sunt gata, domnule. Cine te va bine? Băi, îți dați și voi un, apăsați și voi un buton de like, ceva, dacă v-a plăcut faza asta și contractelul ăsta. Apasă și tu butonul ăla de like și dă și tu un share, ceva, o măslină, un făcăleț. Sunteți foarte drăguți dacă faceți treaba asta. Și dacă vreți să jucați și voi 5M, puteți să intrați pe Underground aici. Domnule, vă mulțumesc.